Cu siguranță, forma de orbire despre care ați vorbit este astăzi acutizată în mai ales mediul academic occidental. Găsești profesori de sociologie, profesori de științe politice care justifică demersul marxist și care încearcă să rupă, să spunem, episodul gulagului ca fiind un simplu moment pasager în istoria Uniunii Sovietice de fundamentele leninismului sau mai ales ale marxismului. Există oameni irresponsabili care fac asta și o fac pentru că de mult ei nu se mai raportează la adevăr. Marxismul nu este despre a cunoaște adevărul, ci despre a stabili noi raporturi de putere. De multe ori stai de vorbă cu intelectuali sau interlocutori care reprezintă stânga radicală și îți dai seama că la un moment dat în discuția respectivă miza nu este ca el sau ea să ajungă la o cunoaștere a unui adevăr istoric sau unui adevăr despre natura umană.